Acțiunile grave non-COVID sunt aproape imposibil de tratat. Pacienții bolnavi sunt trimiși acasă. Cei care nu beneficiază de servicii medicale în momentul în care au nevoie sunt puși pe liste de așteptare și nu au acces la sistemul medical. Practic, sunt condamnați la moarte. Chiar dacă anul trecut o mare parte din spitale au permis accesul pacienților cronici în spitale după ce inițial au fost scoși din unitățile medicale, transformate ulterior în spitale COVID sau suport COVID, comunicarea venită către aceștia a fost că singura soluție este să se trateze acasă. Păi dacă nu mai sunt locuri, unde să-i mai trateze? Nu mai sunt locuri. Cum vi se pare situația actuală? Păi e foarte nasoală. E foarte nasoală. Și eu lucrez chiar la urgență. Deci, mai departe ce să vă spun? Nu știu. Oricum, nici nu respectăm. Nu se respectă. Care nu au COVID? Da, sunt trimiși acasă. Până dacă n-au un loc unde să mai stea. La nivelul anului 2020, unul din 5 pacienți cronici nu a beneficiat de servicii medicale. Prin urmare, odată cu noua decizie luată de autorități, pacienții nu vor beneficia de servicii necesare nici în 2021. Din păcate, este o societate pe care am creat-o noi. N-a creat-o nici bulgarul, nici americanul, ne-am creat-o, asta este din păcate situația României la ora asta. Oamenii susțin că aceasta este singura soluție, iar puterea nu stă în mâinile noastre. Sistemul medical din România a devenit o ruletă rusească, iar viața noastră se află în mâinile autorităților care ne sufocă din toate punctele de vedere.